Știrea din Sfânta Evanghelie pentru această duminică este din Evanghelia Sfântului Luca de la capitolul 11. Slavă ție, Doamne! Iisus a scos un diavol și acesta era mut. Îndată ce a ieșit diavolul mut, a început să vorbească, iar mulțimile se mirau. Însă unii dintre ei spuneau, cu Belzebul, căpetenia diavolului scoate pe diavol. Alții, ispitindu-l, cereau de la el un semn din ceruri. Dar el, cunoscând gândurile lor, le-a spus, orice părăție dezbinată în ea însăși se ruinează și se prăbușește casa peste casă. Deci dacă satana este dezbinat în el însuși, cum va dura în împărăția lui? Voi ziceți că eu scot pe diavol cu Belzebul. Dar dacă eu scot pe diavol cu Belzebul, fii voștri cu cine îi scot? Pentru aceasta ei vor fi judecătorii voștri. Iar dacă eu îi scot pe diavol cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. Când un om puternic, bine înarmat, își păzește casa, ceea ce are este în siguranță. Dar dacă vine unul mai puternic decât el și îl învinge, îi ia armele în care se încredea și împarte prada. Cine are, cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu adună cu mine, risipește. Când Duhul necurat iese dintr-un om, umblă prin locul fără apă, căutând odihnă, negăsind-o, zice, mă voi întoarce la casa mea din care am ieșit. Venind, o găsește măturată și pusă în ordine. Atunci merge și aduce pe el alte 7 duhuri mai rele decât el. Și intrând, locuiesc acolo, iar starea de pe urma a omului acestuia devine mai rea decât cea din tâi. În timp ce zicea acestea, o femeie din mulțime și-a ridicat vocea și a spus, fericit sânul care te-a purtat și pieptul de-a care ai sub. Dar el a zis, mai degrabă fericit sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Aceasta este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Slavă lui Iisus Hristos. Redeemed in Christ Jesus, grace be to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Amen. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. He who is not with me is against me. Nothing said could be simpler or clearer. Cine nu este cu mine este împotriva mea. Nimic nu poate fi spus mai simplu sau mai clar. Is black the same as white? Is night the same as day? Can hot also be cold? Is left the same as right? Can you travel east while going west? Este negru același lucru cu albul? Este noaptea la fel ca ziua? Poate fi cald și rece? Este stânga la fel ca dreapta? Poți călători spre est în timp ce mergi spre vest? Can you be a Christian and a non-Christian at the same time? Maybe half Christian? No, it is impossible. There is no middle ground. Either you are or you are not. Poți fi creștin și necreștin în același timp? Poate pe jumătate creștin? Nu, acest lucru este imposibil. Nu există cale de mijloc. Ori ești, ori nu ești. Jesus says, he who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters. And what about you? Are you prepared to accept Jesus' all or nothing claim? Or, in an uncertain world, wouldn't it be better to keep an open mind? Iisus spune, cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește. Dar tu, ești pregătit să accepți afirmația lui Iisus totul sau nimic? Sau într-o lume incertă ar fi mai bine să vă păstrați inima și mintea deschise? But that's playing with fire and the fires of hell. The Christian's mind is so filled with Christ that it is closed to any other suggestion. Dar asta înseamnă să te joci cu focul, mai precis cu focul iadului. Mintea creștină este atât de plină de Hristos încât este închisă la orice altă sugestie. There are two options, God and the devil.
Jesus is the truth itself incarnate. But the devil uses many forms to deceive us. Există două opțiuni, Dumnezeu și diavolul. Iisus este adevărul întrupat. Diavolul folosește multe forme pentru a ne înșela. Truth is singular, but errors are always plural. The greatest enemy of faith is a mind open to some truth that Jesus does not provide. Adevărul este la singular, dar erorile sunt întotdeauna la plural. Cel mai mare dușman al credinței este o minte deschisă la un anumit adevăr pe care Iisus nu-l oferă. He who is not with me is against me. So says Jesus. But many so-called Christians say that for them, the Christian religion is true, but not necessarily true for others. Cine nu este cu mine este împotriva mea, așa spune Iisus. Dar mulți așa zici creștini spun că pentru ei religia creștină este adevărată, dar nu este neapărat adevărată pentru alții. They think, just because Jesus is the only way for us, does not mean that he must also be the only way for everybody else. Doar pentru că Iisus este singura cale pentru noi, nu înseamnă că El ar trebui să fie singura cale pentru toți ceilalți. It is with these seeds of doubt that Jesus is driven out of the house and the room is made for whatever deception the father of lies is pleased to invent and inflict on us. Cu aceste semințe de îndoială, Iisus este alungat din casă și se face loc pentru orice înșelăciune pe care tatăl minciunii are plăcerea să o inventeze și să ne o livreze. He who does not gather with me scatters. To gather with Jesus is to observe the teaching of his apostles. Cine nu adună cu mine risipește. A aduna cu Iisus înseamnă a ține învățătura apostolilor săi. To gather with Jesus is to gladly and regularly receive his word preached and sacraments administered in this place. A aduna cu Iisus înseamnă a primi cu bucurie și cu regularitate cuvântul său predicat și sacramentele administrate aici, în acest loc. To gather with Jesus is to be with him, to love him and follow him. A aduna cu Iisus înseamnă a fi cu el, a-l iubi și a-l urma. Listen to how St. Paul puts it in today's epistle. At one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of light is found in all that is good and right and true. And try to discern what is pleasing to the Lord. Ascultați cum spune Sfântul Apostol Paul în epistola pe care am citit-o astăzi, Efeseni capitolul 5. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii se găsește în tot ce este bun, drept și adevărat. Și încercați să discerneți ce este plăcut Domnului. To gather with Jesus is therefore not merely to trust in the words of Jesus, but also to live lives that children of light should live. Prin urmare, a aduna cu Iisus nu înseamnă doar a ne încrede cuvintele lui Iisus, ci a trăi o viață așa cum ar trebui să trăiască copiii luminii. The baptized Christian is at the same time sinner and saint. That is to say, concerning every Christian, that sinner is a saint. And that saint is a sinner. Creștinul botezat este în același timp păcătos și sfânt. Adică, referitor la fiecare creștin, este valabil să spunem acel păcătos este sfânt. Și la fel de valabil este să spunem acel sfânt este păcătos. But the saint does not therefore embrace his sin. He repents of his sin. Those who love their sin and persist in it, refusing to repent, are not true Christians. They do not gather with Jesus, but scatter. Sfântul nu îmbrățișează prin urmare păcatul. El se pocăiește de păcatul său. Cei care își iubesc păcatul și persistă în el, refuzând să se pocăiască, nu sunt creștini adevărați. Ei nu adună cu Iisus, ci risipesc. The Christian's life is a war. And we are not fighting against flesh and blood. We are fighting against the devil and his lies. Viața creștinului este un război și nu ne luptăm împotriva cărnii și a sângelui. Ne luptăm împotriva diavolului și a minciunilor sale.
There's only one weapon with which to defeat the lies. And that is the truth. Există o singură armă cu care putem învinge minciunile, iar aceasta este adevărul. The truth that has set us free is proclaimed with a special focus during this holy season of Lent, as our eyes are fixed on Jesus lifted up on the cross for us. Adevărul care ne-a făcut liberi este proclamat cu o atenție specială în acest timp sfânt al postului, în timp ce ochii noștri sunt ațintiți asupra lui Iisus înălțat pe cruce pentru noi. His power over demons was dramatically displayed when he cast them out of the people they possessed. Puterea sa asupra demonilor a fost arătată în mod dramatic atunci când i-a alungat din oamenii pe care îi posedau. But the real defeat of the devil and his lies took place on the cross, where Jesus suffered for the sin of the world. Dar adevărata înfrângere a diavolului și a minciunilor sale a avut loc pe cruce, acolo unde Iisus a suferit pentru păcatul lumii. There on the cross, the promise made to our first parents, Adam and Eve, was fulfilled. And I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. It shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Acolo, pe cruce, s-a împlinit promisiunea făcută primilor noștri părinți, Adam și Eva, care Geneza capitolul 3 spune astfel: Vrăjmășie voi pune între tine și femeie și între sămânța ta și sămânța ei. Ea îți va zdrobi capul și îl vei zdrobi călcâiul. This enmity between the devil and the woman is what defines the life of every single Christian. Această vrăjmășie dintre diavol și femeie este ceea ce definește viața fiecărui creștin. We who are with Christ have been redeemed from all sin, from death, and from the power of the devil. Not with gold or silver, but with his holy, precious blood and his innocent suffering and death. Noi cei care suntem cu Hristos am fost răscumpărați de tot păcatul, de moarte și de puterea diavolului, nu cu aur sau argint, ci cu sângele său sfânt și prețios și cu suferința și moartea sa nevinovată. Our Lord Jesus Christ has done all this so that I might be his own and live under him in his kingdom and serve him in everlasting righteousness, innocence, and blessedness, even as he is risen from the dead, lives and reigns to all eternity. This is most certainly true. Domnul nostru Iisus Hristos a făcut toate acestea pentru ca eu să fiu al lui, să trăiesc sub el în împărăția lui și să îi slujesc în dreptate, în nevinovăție și binecuvântare veșnică, așa cum el a înviat din voi și trece și domnește pentru veșnicie. Acest lucru este cu siguranță adevărat. The devil would control us by luring us away from Christ and binding us to our own sins so that we identify ourselves with that sin. By taking our sin upon himself and removing it, Jesus frees us from the power of the devil so that we identify with him. Diavolul ar vrea să ne controleze, adevărindu-ne să ne îndepărtăm de Hristos și legându-ne de propriul nostru păcat. Luând ar vrea să ne identifice cu el. Luând asupra sa păcatul nostru și înlăturându-l, Iisus ne liberează de puterea diavolului și ne identifică cu el însuși. We are forgiven children of God for Christ's sake. So we welcome him and ask him to make his home in us where he belongs. Suntem copii iertați ai lui Dumnezeu de dragul lui Hristos, așa că îi urăm bun venit și cerem să-și facă locuința în noi acolo unde este locul. Surely the God who has called us in holy baptism desires to remain with us and protect us from all evil. Cu siguranță că Dumnezeu care ne-a chemat la Sfântul Botez dorește să rămână cu noi și să ne protejeze de tot răul. Therefore we continue to pray not only during this Lenten season, but all the days of our life. Let your holy angel be with me, that the evil foe may have no power over me. Amen. De aceea continuăm să ne rugăm nu numai în acest post, ci în toate zilele vieții noastre, spunând: fie ca Sfântul tău înger să fie cu mine, pentru ca vrăjmașul cel rău să nu aibă nicio putere asupra mea. Amin. And the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds in Christ Jesus. Amen. Pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere să vă întărească, Hristos Iisus Domnul nostru. Amin. Amin.